Episodul 5 din Minutele istoriei este dedicat lui Simion Bănuțiu, născut la 21 iulie 1808 în Bocșa, județul Sălaj, și decedat la 28 mai 1864 la Valea Almașului, Fântâna Gorgana, istoric, filozof, profesor, liderul mișcării revoluționare din Transilvania, om politic, care a militat întreaga sa activitate pentru interesele naționale ale poporului român. Dragi sălăjeni, ne găsim la Fântâna Gorgana, în marginea comunei Sâmnihai Almașului, care am putea spune că este un loc sacru pentru neamul românesc, pentru că aici, în dimineața zilei de 28 mai 1864, stil nou, trecea la cele veșnice Simion Bănuțiu, marele nostru înaintaș sălăjan, ideolog al Revoluției de la 1848 din Transilvania. El venea de la Iași, unde și-a petrecut ultimii 10 ani din viață ca profesor la Academia Mihăileană și apoi la Universitatea înființată de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, și din modestul lui salariu de profesor și-a întreținut și nepoții, printre ei găsindu-se și Ioan Maniu, tatăl Iuliu Maniu, fiul surorii sale Iliana, pentru care a rămas orfan de mic și a fost pentru el un adevărat tată și l-a întreținut la studii. Aflându-se bolnav la Iași, simțindu-și aproape sfârșitul, l-a dorit să-și mai vadă odată plaiurile natare și rudenile de la Bocșa și l-a chemat la Iași pe nepotul său Ioan Maniu. În acel moment, aflând și domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a cărui colaborator apropiat a fost Bănuțiu și prieten, i-a pus la dispoziție o trăsură specială pentru a sta întins în drumul spre casă și a-i mai alina suferințele. Și ajungând aici, la Fântâna Gorgana, nepotul său a venit să ia un pahar cu apă să-i mai aline durerea, suferințele, însă când a ajuns înapoi la trăsură a constatat că unchiul său trecuse deja la cele veșnici. El a avut și trista misiune, ajungând la Bocșa, să-și anunțe rudeniile că acum unchiul mare, cum îi spuneau bocșenii, lui Simion Bănuțiu, nu mai venea pe omenie, ci se reîntorcea pentru totdeauna în pământul din care a fost plăzmuit la Bocșa. În clopotele întregului Sălaj, frunte cu vicarul Silvaniei, Demetru Coroianu, Simion Bănuțiu a fost înmormântat la Bocșa, regretat fiind de către întreaga nație română, în slujba căreia și-a pus întreaga viață și activitate. În acest moment, locul nu are nici măcar un indicator, fiindcă ne găsim pe o șosea foarte circulată, șosea europeană, și pe aici trec foarte mulți în drum spre Cluj, printre ei studenții sălăjeni, care ar trebui să știe că aici și-a găsit sfârșitul cel care a luptat întreaga sa viață pentru înființarea unei universități românești la Sibiu, și facultatea de drept de la Sibiu îi poartă numele astăzi. De asemenea, la Iași a fost propus nu odată, ci de 3 ori ca rector al primei universități românești înființate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, dar cu modestia care l-a caracterizat, a refuzat această onorată funcție, spunând că în fruntea universității din Iași trebuie să fie totuși un intelectual moldovean. Din păcate, fruntașii noștri politici au uitat îndemnul și, de fapt, un adevărat legământ testamentar al lui Simion Bănuțiu, care spunea contemporanilor săi: țineți
cu poporul toți ca să nu rătăciți.